Bună ziua tuturor! Bine ați venit pe canalul meu YouTube și în anul 2022. Eu sper că sunteți sănătoși, pentru că, până la urmă, sănătatea este cea mai importantă. Am venit către voi cu un model, priviți un model foarte frumos, superb, s-ar potrivi la jachete, la veste, chiar și la căciulițe, la ciorapi. La ce s-ar mai potrivi? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Am postat schema pe blogul meu aletricotam.com și vă invit să vizionați acolo. Sunt persoane care lucrează după schema. Au fost doritoare să lucreze și după tutorial. De aceea, eu rapid vă arăt imediat cum se lucrează acest model. Pentru acest model aveți nevoie un raport are 10 ochiuri și 20 de rânduri în înălțime. Pentru două raporturi vom monta 22 de ochiuri. Lăsăm puțin fir și montăm 22 de ochiuri. Scoatem mandrea și rândul 0. Toate ochiurile le voi lucra pe dos. Doar în acest rând, toate ochiurile. Rândul 1. Toate ochiurile se lucrează pe față. Modelul nostru se formează pe dosul lucrului. Rândul 1, toate ochiurile pe față. Ultimul ochi, eu întotdeauna lucrez pe dos. Dumneavoastră puteți să lucrați cum doriți sau cum sunteți obișnuiți. Rândul 2. Aici ținem cont de raport. Un ochi pe dos, 8 ochiuri pe față, pe dosul lucrului. Un ochi pe dos, 8 ochiuri pe față. Un ochi pe dos. Până aici este un raport. Puteți să puneți un marker. Un ochi pe dos, al doilea raport, repetăm. 8 ochiuri pe față. Și un ochi pe dos, cel de margine pe dos. Am îndeplinit două raporturi. Rândul 3. Priviți că s-a format modelul. Rândul 3. Toate ochiurile pe față. Priviți cum lucrăm aceste ochiuri. De jos în sus sau cum? Prin față le luăm. Nu le luăm așa, pentru că le vom răsuci, dar le luăm, iată, din față. Toate ochiurile pe față. Priviți cum îl luăm pe acesta. Ar veni din spate. Trecem markerul și lucrăm toate ochiurile pe față. Ultimul ochi pe dos. Rândul 4 este foarte simplu. Un ochi de margine, un ochi pe dos, 8 ochiuri pe față. Repetăm ca și la rândul 2. 8 ochiuri pe față și un ochi pe dos. Aici la fel, un ochi pe dos, 8 ochiuri pe față. Un ochi pe dos și cel de margine pe dos. Rândul 4 am îndeplinit, priviți cât de frumos este până când. Mai departe, rândul 5. Un ochi pe față. Jeteu, două ochiuri scăzute spre stânga. Eu le schimb cu locul, pentru că așa stau la mine ochiurile. Și le lucrez două spre stânga. Mai departe am
patru ochiuri pe față. 1, 2, 3 și 4. După care urmează o scădere spre dreapta. 2 scăzute spre dreapta și nu uităm de jeteu, un ochi față. Vă mai arăt o dată. Un ochi față, jeteu, 2 scăzute spre stânga. În cazul meu, eu le schimb cu locul. 4 pe față. 2 scăzute spre dreapta, jeteu, un ochi față și cel de margine pe dos. Acum, rândul 6, se vor lucra toate ochiurile după cum vin. Iată, pe dos, pe dos, deci aici, de fapt, toate vin pe dos, acum și vedem. Pe dos, jeteurile pe dos rămână gaură. Deci, în acest caz, toate ochiurile vin pe dos. Acum v-am arătat, mai departe veți face singuri, pentru că nu este greu. Acesta este rândul 5, adică rândul 6. Rândul 7. Un ochi de margine. Deja avem 2 ochiuri pe față, jeteu, 2 scăzute spre stânga, priviți, un ochi luăm nelucrat, un ochi îl lucrăm și acest nelucrat îl trecem peste ochiul lucrat. 2 ochiuri pe față, 2 scăzute spre dreapta, le întoarcem, pentru că vreau să-mi vie linia frumoasă, iată aceasta, jeteu. Și aici am iarăși 2 ochiuri pe față. Acesta este un raport. Priviți că începe să se formeze modelul. Repetăm și pentru al doilea. 2 ochiuri pe față, jeteu, 2 scăzute spre stânga, putem să le luăm și împreună. 2 ochiuri pe față, 2 scăzute spre dreapta, jeteu, 2 pe față și cel de margine pe dos. Mai departe, rândul 8 îl lucrați pe dosul lucrului, toate ochiurile pe dos. Rândul 9. 3 ochiuri pe față, jeteu, 2 scăzute spre stânga și 2 scăzute spre dreapta. Jeteu, 3 ochiuri pe față. Acesta este un raport. Îl repetăm și pe al doilea. 3 ochiuri pe față, jeteu, 2 scăzute spre dreapta, spre stânga, 2 scăzute spre dreapta, jeteu, 3 ochiuri pe față și ultimul pe dos. Rândul 10, faceți doar ochiuri pe dos. Și acum am ajuns la jumătatea raportului, modelului. Rândul 11. Toate ochiurile pe față. Rândul 12. 4 ochiuri pe față, deci pe dosul lucrului. 2 pe dos. 4 ochiuri pe față. Acesta este un raport.
Luăm markerul. Vedeți că markerul ne ajută să nu ne încurcăm. Și repetăm. 4 ochiuri pe față. 2 pe dos. 4 ochiuri pe față. Și acum și veți vedea pe fața lucrurilor despre ce vorbesc. Și cel de ultimul pe dos. Rândul 13. Observați. Unde a fost punctul leneș? Aici. Acum va fi, iată, aici. Rândul 13. Toate ochiurile pe față. Rândul 14. 4 ochiuri pe față. 2 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe față. Acesta este un raport. Repetăm. 4 ochiuri pe față. 2 pe dos. 4 ochiuri pe față. Și cel de margine pe dos. Iată, priviți. Cât de frumos deja este model. Acum începem scăderile. Iarăși. Rândul 15. 3 ochiuri față. 2 ochiuri scăzute spre... De fapt, nu 3, încerc scuze, 2 ochiuri, 2 ochiuri față, 2 ochiuri scăzute spre dreapta, jetiu, 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe față, jetiu, 2 scăzute spre stânga, două ochiuri față. Și repetăm. Repetăm model. Două ochiuri față. Două scăzute spre dreapta. Jetiu. 2 pe față, jetiu, 2 scăzute spre stânga, 2 față. Acesta este un raport. Rândul 16, ochiuri pe dos. Rândul 17, un ochi de margine, un ochi pe față, 2 la dreapta scăzute, 4 ochiuri pe față, 2 scăzute spre stânga, un ochi pe față. Acesta este un raport. Continuăm cu următorul. Un ochi pe față. Două scăzute spre dreapta. Jetiu. 4 ochiuri pe față. Jetiu. 2 scăzute spre stânga și un ochi față, cel de margine pe dos. Rândul 18, ochiuri pe dos. Rândul 19, un ochi de margine, două scăzute spre dreapta, le schimb cu locul și le lucrez spre dreapta.
jeteu și deja aici avem, cred că 6, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri pe față, jeteu, 2 scăzute spre stânga. Iată modelul cât de frumos este. Repetăm iarăși. 2 scăzute spre dreapta. Jeteu. 6 ochiuri pe față. Jeteu. 2 scăzute spre stânga. Și un ochi pe dos. Rândul 20, toate ochiurile pe dos. După aceasta repetăm de la rândul 1 la rândul 20. Totul se repetă. Vă arăt încă o dată modelul finisat. Acesta este modelul. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să vă spun că vor urma încă multe modele frumoase. Vă atașez aici câteva poze. Și vreau să vă rog să vă abonați canalului, să distribuiți modelele care vă plac. Să ne auzim cu bine la următorul tutorial. V-am pupat! La revedere!